Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție a emisiunii Portret de Fermier. Suntem în municipiul Arad, în județul Arad și stând de vorbă cu Ionuț Cioranu. Bună ziua și bine te-am găsit, Ionuț! Bună ziua, bine ați venit! Ionuț, voi deloc sunteți din Vaideni, nu? Da, Vaideni de Vâlcea. Eu m-am născut acolo. Tata, de fapt, eu sunt născut acolo, dar tata era stabilit în Arad. Asta se întâmpla în 91. Ei s-au stabilit aici odată cu Transumanța. Au venit și n-au mai plecat. Au rămas aici. Eu sunt născut la Vaideni, la Horezu Vâlcea, un oraș lângă Vaideni. Ce să zic, Ai un frate care și el lucrează. Da, mai am un frate, el e medic veterinar, a terminat la Timișoara, la facultatea de veterinară, eu inginer zootehnist, tot la Timișoara. Clar că nu puteți să faci altceva decât să vă ocupați de creșterea animalelor și în mod special de rasa asta, pe care de fapt sunt mai multe rase, cum spuneai tu, de specia ovină. Cum ați ajuns voi să diversificați rasele astea? Pentru că e important de spus, noi cunoaștem țurcana destul de bine, vorbim despre ea, dar voi ați adus în fermă alte două noi rase. Începutul meu în aleoieritului, ce să zic, tata și mama, părinții noștri au tras de noi, fugiți la școală, că... Nu fugiți de la școală, fugiți la școală. Fugiți la școală, da, nu de la școală, fugiți la școală că să nu tragem ce au tras ei, pentru că ei au tras vremuri poate mai grele decât noi. Noi n-am mai apucat transumanțe, noi am apucat aici, pe locul nostru. Și încet, încet, după, în vacanțele de vară, erau petrecute ori la bunici, la Vaideni, la Fân și pe lângă vacile bunicilor, ori aici, la stână. N-am avut dintotdeauna saivane și adăposturi și nu, se făcea, mai ales iarna, erau iernurile cum erau, oile prin mirici de porumb, pășuni, vremuri mai grele. Ei, când am terminat clasa 12-a, era la modă, toată lumea făcea științe juridice. Am zis, măi, hai să mă duc și eu la științe juridice, că pe ale oilor le fac și așa. Ei, uite că când m-am lovit de științe juridice și am văzut că nu avem aceeași chemare, eu cu facultatea de juridice, am zis, gata, frâna. Și m-am mutat la zootehnie. La zootehnie, facultatea de zootehnie, mai ales când vine vorba de sectorul de oi, am trecut-o fluierând. Am prins prin 2006-2007, tata a dus cu încă 2-3 fermieri niște berbeci de cap negru german din Germania. Pentru metisarea țurcanelor, că aveau un spor mai bun, trebuia mișca ceva, prețul nu era bun la miei, dar greutatea și sporul compensau un pic prețul. Și m-am hotărât să-mi opresc niște mieluțe de cap negru german. Prima dată mi-a dat tata 19 și uite așa, încet, încet, încet am ajuns la un efectiv de aproape 400 de capete. Nu cred că este an la noi în fermă în care să nu aduc reproducători proaspeți pentru ferma noastră, un sânge proaspăt pentru fermă, pentru efectivul meu de cap negru german. Mai presus, anul ăsta e primul an când am reușit să aduc și femele cu certificate de origine din Ungaria, rasă pură. Și așa am rămas eu lângă cap negru german. Sincer să vă spun, mie mi-e urât de mulți și de lapte. Deci,
Eu când vine vorba de mulți, îl fac pentru că știu să-l fac și suntem o familie care ne ajutăm. Când nu-i tata, mă duc eu, când nu-i fratele meu, merge tata și tot așa. E marele nostru noroc că, de fapt, nu noroc, e marele avantaj că tata știu să ne ține lângă el. Mai greu, mai ușor, dar știu să ne ține lângă el, lângă animale. Mai de vreo 5-6 ani facem și agricultură, când eu m-am hotărât de-a dreptul să îmi țin niște animale. Am zis că nu se poate să mă rog toată ziua bună ziua de unul și de altul să vină să mă ajute. Am pus mâna și am cumpărat niște utilaje. În 2018 am cumpărat un primul tractor nou și de atunci nu este niciun an în care la noi în fermă să nu ajungă o sculă nouă. Anul ăsta, în luna lui ianuarie, am depus un proiect, modernizare de fermă, înființare, modernizare de fermă, un proiect european, coordonat de AFIR. Vom construi un adăpost nou de animale, dacă ne ajută bunul Dumnezeu să ducem la sfârșit proiectul, un adăpost nou de animale cu totul mecanizat, totul electric, bandă de furajare, tot. Un adăpost în care n-ar trebui să calce picior de om decât eu sau tata, să vedem dacă animalele sunt bine, au în condiții optime de sănătate. În rest, n-ar trebui să facem absolut nimic, să călcăm, n-am avea ce căuta absolut deloc în interiorul Săivanului. Bun, ce vreau eu să le mai spun telespectatorilor Agro TV, voi practic faceți parte din Asociația Păstorul Crișan Arad, tatăl tău Nicolae Cioranu este și președinte și am apreciat de fiecare dată faptul că ați reușit să mișcați lucrurile în cadrul asociației. Un lucru care mie mi-a atras atenția e faptul că ați achiziționat în cadrul asociației 4 remorci tehnologice care deservesc interesele fermierilor, dar aș vrea să ne spui tu mai mult, pentru că poate din ceea ce ați făcut voi acolo, e doar un exemplu, se vor inspira și alții, alte asociații, și vor reuși să pună în practică. Da, anul trecut, 2021, în cadrul asociației s-au achiziționat 4 remorci tehnologice, remorci de împrăștiat gunoi, Bergmann, marcă nemțească, două la o capacitate de 9 tone și două la o capacitate de 13 tone, două sunt mai mari. Ele deservesc crescătorilor înscriși în COP la Arad, sunt 100 și ceva de ferme. Remorcile se mută de la un fermier la altul. Ce să zic, e o investiție bună, având în vedere că toți avem gunoi de grajd când vine vorba de oi și nu ne mai gândim la prețul de 5.000 ceva de lei al azotului pentru agricultură. Vreau să ne spui ce mi-ai mărturisit mie un pic mai devreme, faptul că acolo unde ai împrăștiat gunoi de grajd, ai avut la orz producție mai bună decât acolo unde ai folosit îngrășăminte. Da, anul trecut, în toamna anului trecut, am înființat o cultură de 9 hectare de orz. Pe 2 hectare jumătate am împrăștiat gunoi cu remorca respectivă și pe restul am împrăștiat azot și potasiu. Diferența e net superioară când vine vorba de gunoi. În parcela de unde am împrăștiat gunoi am avut o recoltă de 9 tone la hectar, iar unde am împrăștiat îngrășământ chimic, undeva la 7 tone 200. Nu mai punem la calcul că investiția în gunoi nu-i de 5.000 de lei la tonă. Și se și vede, s-a și văzut. Și să mai subliniem un lucru, în cele 9 hectare, au mâncat oile până în 15 de mai. Deci e o diferență și au făcut bine. Pentru că toată lumea zice, ne văd pe noi crescătorii de oi, ciobanii, oaia negra, societate, că stricăm și
rupem tot când vine vorba de oi, nu. O mai avea și noi uscături în pădurile noastre, că nu e nicio pădure fără uscături, dar la mine în fermă s-a văzut că oaia nu a dăunat culturii de orz. Scurt. Bun. Revenind la proiectul pe care l-ai depus, l-ai și câștigat, urmează să faci investiția propriu-zisă, dar trebuie să le spunem celor de acasă că ai nevoie de cofinanțare, banii ăștia ar trebui să iei de la o bancă, înțeleg, iar lucrurile acolo nu sunt chiar așa simple, vreau să semnalăm toate problemele astea, că poate cineva la un moment dat găsește calea dialogului și discută cu instituțiile astea încât fermierii să nu mai fie tergiversați, plimbați sau de multe ori puși la niște lucruri care nu țin de ei. Da, dar vreau o să vă explic și lucrul ăsta numai ca început să facem o comparație. În 2018 ne-am hotărât să cumpărăm un tractor nou în fermă. Cum am spus și mai devreme, 2019, 2020, 2021, urmând ca în fiecare an să ajungă în ferma noastră un utilaj nou. Prima dată am apelat la băncile românești, care efectiv m-au speriat cu dobânzile pe care le aveau, undeva la 9-10% pentru un utilaj. În schimb, am găsit sprijin ca toți fermierii din România la niște bănci străine, care mi-au dat un credit de 70.000 de euro cu o dobândă de 1,9%. Deci, aici e diferența. Revenim la proiectul pe care l-am depus și l-am și câștigat. Am fost la una sau două bănci până acum. Ni s-au cerut garanții prostești, în ghilimele. La un proiect de 1.300.000 de euro, la care partea mea de 30% undeva la 400.000 de euro, îmi cere garanție casa tatălui meu. Deci e o aberație. N-ai cum să garantezi cu poate 100 și ceva de mii de euro un proiect care valorează 1.300.000. Să mă fac înțeles. Ei nu vor, nu acceptă garanția în sine, cu construcția de, cu utilajele proiectului sau cu construcția de pe proiect. Ar putea pur și simplu, dacă, Doamne ferește, mă împotmolesc undeva, să vină să-mi pună sechestru pe 900.000 de euro, cât are valoarea construcției, nu pe 100 și ceva de mii de euro casa tatălui meu. Nici de, nu știu unde s-a, de unde s-a ajuns la casa părinților, să garanteze părinții, nu vor... Nu vor nici măcar teren agricol când vine vorba de garanții. Am utilaje în fermă de 100 și ceva de mii de euro, care eu cred că valorează mai mult decât casa pe care noi tata o are. Deci e o harababura totală, o încurcătură. Mai presus de asta, Uniunea Europeană ne ajută. Deci poți să zici că vine Uniunea Europeană acum și îmi dă 1.800.000 de euro. Aproape 900.000. Dar ce face România? România nu știe altceva decât acte, hârțogăraie, plimbări de colo-colo, numai beți în roate. Putea fain frumos statul român să zică, na mă, uite, îți subvenționăm noi măcar dobânda pentru creditul ăsta, pentru că vrei să produci în România, ești printre puținii care mai vor să mai facă lucrul ăsta. Cred că e singurul proiect pe o fermă de ovine, de ovine de carne din România și ni se bagă bețe în roate. Urmează, o să facem pe dracu un 4, încât să asigurăm și garanțiile pe care le vor ei, dar nu-i normal. Efectiv, nu-i normal. Sau dacă nu, o să ne ducem la băncile străine, care, cum v-am spus eu, dau dobânzi de 2,5, acum 3%. Fără robor, fără nimic, dobândă fixă. Ionuț, am schimbat un pic încadraturile, tocmai ca să le arătăm și telespectatorilor noștri exemplarele astea frumoase din spatele nostru. Hai să
le explicăm avantajele pe care le are această rasă. Un prim avantaj la ele ar fi faptul că miei au un sporiu mediu zilnic mai mare față de alte rase și ele, ca animale, se gospodăresc mult, mult mai ușor. Ar trebui luat și în considerare și faptul că sunt niște animale care merg închise în gard electric, în pășuni însămânțate sau alte variante de terenuri. Avantaje sunt multe, multe, dar astea ar fi cele mai importante când vine vorba de raportate la cheltuieli. Că până la urmă profitul e cel mai vital în fermă, într-o fermă. Voi vreți să faceți și metisări pe viitor? La noi în fermă se fac metisări din 2006-2007. Primele mieluțe au fost niște metiși de țurcană cu cap negru german. Noi am adus berbeci. Și tot făcând metisări, am ajuns la un nucleu către original. Anul ăsta, cum v-am povestit și mai devreme, reușind să cumpărăm din Ungaria mieluțe originale cu certificate de rasă. În România nu avem o carte de rasă ca acestei rase, prin care să putem să ne producem și noi material de reproducție cu certificate, dar sperăm că o să ajungem și noi să avem așa ceva. Eu nu vreau să discutăm un pic și despre prețul mielului din momentul de față. El e destul de scăzut. Da, destul de scăzut. Înțelegeam că se cumpără undeva miei finisați la un 13-14 lei. Miei finisați care acum o lună jumate se duceau la 17 lei, 17 lei și ceva. Să nu mai vorbim de luna lui martie, când am încărcat cu 18,2, 18,3 miei la 46-47 de kilograme. Asta este. Variază. Să nu mai vorbim despre prețul mielului din câmp, care-i 9 lei, 50, 10 lei, cu tot cu acel ajutor, cu TVA-ul acela. Asta este. De fapt, asta este. Noi nu avem o piață sigură și când o avem încercăm să, de fapt, facem tot posibilul, în ghilimele, să o închidem. Norocul nostru e că nu s-a închis transportul de animale vii pe care îl dureau ONG-urile, că dacă se închidea și ăla, atunci ciobanii erau faliment, trebuia să plece păstorii în alte țări. Vreau să abordăm un alt subiect, relația pe care o au crescătorii de animale, de ovine, cu ANSVSA-ul. Știu că demersurile făcute de către asociații au dat roade, au apărut rezultate. Spune-ne tu mai multe lucruri, că sunt convins că știi lucrul ăsta și îl poți explica pe înțelesul tuturor. Demersurile cu, de fapt, dialogul nostru cu ANSVSA-ul, din știutele, așa auzitele de la tata, lucrurile merg bine, dar am oaia neagră, vorba aia. Tocmai astăzi am rezolvat o speță după 4 zile de umblat prin instituții pentru nici măcar un aviz, o notificare pentru proiectul european. Deci, dacă degeaba s-au trezit câțiva, dacă nu se trezesc toți. Sperăm că va fi din ce în ce mai bine pentru noi și la subiectul ăsta. Dar atâta timp cât este dialog, poate nu se rezolvă toate, dar se rezolvă o mică parte din ele.
Vreau să vorbim un pic și despre tinerii fermieri. Tu te încadrezi perfect în categoria asta. Ești unul dintre cei care au rămas în fermă. Mai sunt și alte exemple, dar discutând cu tine acum, aș vrea să încercăm așa să creionăm câteva lucruri importante pentru cei care conduc agricultura, încât voi să nu renunțați la profesia asta mai repede decât o impune situația. Tinerii fermieri, s-a tot discutat despre sprijinul pe care ar trebui să-l primească, sunt fondurile acelea europene, vorbeai tu despre relația cu instituțiile bancare, relațiile cu celelalte instituții și putem să facem trimitere și către ADSEC, iarăși o agenție de foarte multe ori blamată de către voi, AFIR și așa mai departe. Dar hai să ne spui unde vezi tu problemele cele mai importante care ar putea fi rezolvate destul de ușor. Aici luăm în calcul inclusiv problemele birocratice, pentru că vrând nevrând toate avizele astea care se dau destul de greu în anumite spețe, vă pun multe, multe bătăi de cap pe mai departe. Cu ce să încep, Ovidiu? Prima dată s-au dat bani anul trecut, 2020, s-au dat bani pentru tinerii fermieri care se întorc în țară. S-au cheltuit 200.000 de euro din 20 de milioane. Cei 20 de milioane s-au pierdut, efectiv s-au dus înapoi. Ajutoarele pentru tinerii fermieri din România au fost de 20 de milioane, s-au epuizat toți fără măcar un scrâncet care rămâne ceva. Dacă nu ne ajută pe noi care am rămas aici și vrem să facem ceva la noi în țară, nu văd rostul sau nu văd rămânerea celui care vine din țară, care odată a plecat de la greu, să se întoarcă înapoi în țară la greu, pentru că suma de 40.000 de euro cât e la tinerii fermieri, în momentul de față îți cumperi o roată de la un tractor. Pentru că să lucrezi un teren în ziua de astăzi, la seceta pe care o avem noi acum, îți trebuie nu orice tractor. Nu poți să faci agricultură cu orice tractor sau cu orice utilaj. Dar sprijinul respectiv e o picătură în ochi, vorba aia, ca să ne amăgească și noi, pe noi cu ceva. Și cea mai mare problemă este că nu se ține cont, noi tineretul din România, nu avem un dialog direct, de noi nu știe nimeni. Noi dacă ne ducem, noi să le batem la uși, bine de bine, dacă nu, Doamne ajută. Asta este, așa, de fapt, nu că asta este, așa am fost până acum. Dacă am sunat și m-am dus și să mă cert cu ei, să ne luăm cu ei, vă dau exemplu, AFIR Arad 2019, n-au vrut să-mi facă contract pentru irigații. După ce am avut un meci urât cu ei, acum mă sună ei, nu vrei să irigi. Până în 2019 n-am avut dialogul ăsta cu ei. Îi mulțumesc lui Ionuț Cioranu, timpul alocat emisiunii noastre a ajuns la final. Mai sunt și alte subiecte, profit de ocazie să îl invit încă de pe acum să participe și la Agricultura la Raport, de luni până joi, începând cu ora 20, aici, la AgroTV.